Doamnelor, domnilor, este ora 16, urmăriți decisiv la Antena 3 CNN și începem cu o informație de ultimă oră, scandal la ședința secretă unde parlamentarii vizionau imagini cu masacrele comise de teroriștii Hamas în atacul din Israel de pe data de 7 octombrie. Senatoarea Diana Șoșoacă a filmat ședința, deși acest lucru era interzis, ba chiar a strigat Palestina în timp ce colegii parlamentari părăseau sala. Vedem aceste imagini. Sunt niște imagini foarte dure. Eu am trecut prin niște tragedii privitoare la unele fapte îndreptate împotriva vieții persoanelor nevinovate, așa încât am preferat să ies din sală și nu vreau să urmăresc aceste imagini. Tăcere, ce să fie? Sunt care pot să uit, eu nu pot. Arată buruțenia oamenilor. Să vii să strângi Allah Akbar, să zici că Dumnezeu e mare și după aia să omori numele lui Dumnezeu, mi se pare cea mai mărșavă. Cum vi s-a părut? Oribile, cum să fie? Un atac terorist, cum să fie? Vedem și reacțiile despre acest incident în ședința secretă chiar acum. Ia să poate privi așa ceva. Și n-ați mai putut să priviți? Ba da, doar că avem un mic incident. Ce incident? I-a venit rău cuiva? Mulțumesc. I-a venit rău cuiva? Nu. Și o vedem și pe senatoarea Diana Șoșoacă chiar înainte de a intra în această ședință secretă unde a filmat, deși nu avea voie. Bun, va începe ședința secretă. Ia fiți atenți aici. O să trăiască la un moment dat să închid acest live. Deci este interzis, ați auzit? Mi s-a comunicat că nu va fi nicio declarație de semnat, o să vedem. Mergem la corespondentul Antena 3 CNN, Xenia Croitoru, care se află în Palatul Parlamentului. Xenia, Diana Șoșoacă a continuat să filmeze chiar și după momentul în care a început această ședință secretă, o ședință în care se arătau victimele masacrului Hamas din data de 7 octombrie. Bun găsit, într-adevăr, așa este. A continuat să facă inclusiv un live pe pagina sa de Facebook, însă colegii acestea spuneau că la un moment dat ar fi oprit filmarea și ar fi făcut filmări în continuare, însă nu știu exact care ar fi fost momentul pe care l-ar fi filmat cu exactitate Diana Șoșoacă, pentru că nu au voie parlamentarii să își folosească telefoanele mobile în timpul acestei ședințe solemne, o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, care a și fost oprită la un moment dat din cauza acestui incident, pentru că Diana Șoșoacă ar fi strigat în sala de ședință Palestina, am citat din mesajul acesteia, și ar fi oprit cei din conducerea Camerei și Senatului ședința solemnă la acel moment. Ar trebui să fie reluată această ședință pentru ca vizionarea filmului pe care îl aveau de făcut senatorii și deputații pe o durată de 45 de minute cu imagini despre atacurile Hamas să fie vizionate de către parlamentari și să fie finalizată această vizionare, dat fiind faptul că a fost oprit vizionarea filmului din cauza incidentului cu Diana Șoșoacă. Au fost parlamentari care au ieșit în timpul ședinței solemne din ședința de plen reunit, pentru că spuneau sunt imagini cu un puternic impact emoțional și nu pot rezista să vizioneze așa ceva, și au preferat să părăsească ședința de plen înainte ca aceasta să fie finalizată. Vom vedea însă la finalul ședinței câți dintre aceștia au rezistat să rămână în plenul Camerei și Senatului și mai ales mesajele pe care le vor avea, pentru că după vizionarea filmului de 45 de minute, grupurile parlamentare au dreptul să ia cuvântul și să vină cu un mesaj în acest sens. Xenia, mulțumesc pentru aceste informații.